Asta trebuie să o încerc cu vocea mea de radio ca să atrag audiență sau ceva, că am auzit că am voce sexy. Hei, hei, hei! Astăzi vom discuta despre conflictul dintre Darius de la trupa Arma și Mălin Bot, pseudo-jurnalistul de top al României. Da, acel Darius căruia i se umplea gura atunci când pronunța cuvântul pulă, pare să-mi dea dreptate după foarte mult timp în care eu am tot spus că Mălin Bot este un psihopat. Haideți să-i dăm drumul! Cineva mi-a trimis pe Facebook, pe mesaj privat, un link către acest videoclip de pe pagina Spune și tu nu rezist. În acest videoclip sunt prezentate câteva momente dintr-un live pe care Darius l-a făcut cu privire la un scandal pe care el îl are cu Mălin Bot. Și este aur pur. Adică numai videoclipul pe scurt este genial. Dar live-ul în întregime este și mai fascinant. L-am văzut pe tot, nu am putut să mă opresc din privit, practic. Este ca un accident de mașină. Nu vrei să te uiți, dar nu poți să nu te uiți. Vreau neapărat să spun ceva. Azi vreau să vorbim despre Mălin Bot. Nu am vrut să fac live-ul ăsta, dar n-am ce face, pentru că Mălin Bot a ieșit și a zis părerea lui despre relația, în ghilimele, lui cu mine și aș vrea să vă spun și partea mea. Și hai să vă arăt cam ce înțelege Mălin Bot prin prietenie. Și o să vă arăt două videouri scurte. Primul, Mălin Bot la protestul din 10 august 2018, unde duba lui Cristian Mihai Dide era amplasat în Piața Victoriei, fără acte, fără nimic. Mălin Bot cocoțat în vârful dubei tot timpul, cocoțat în vârful platformei, da? Într-una el era la portavoce acolo sus pe platformă, era șmecher, îți dai seama ce bine-i pica lui că e acolo platforma lui Dide și Mălin Bot poate să vorbească la portavoce de pe ea. După care vă arăt un video din 10 august 2019, tot cu Mălin Bot și tot cu aceeași dubă. Fiți atenți. Începem cu 10 august 2018. Da? Uite. Acolo e Mălin Bot. Vezi? Deci aici e Mălin Bot unde dă tonul. Deci Mălin strigă de el la protestele rezist, dădea tonul, striga unitate, unitate, dar el nu poate să se unească cu nimeni. M-ați înțeles? Aici este poporul, aici este unde, cine, el sau cine crede că e poporul? Și acum, da, deci ați observat că Mălin este pe o platformă, da, pe această platformă, cocoțat în vârful platformei, de unde strigă, da? Și acum fiți atenți, 10 august 2019. În Piața Victoriei din București. Hai să vedem ce este cu mașina asta. Cică ce este cu mașina asta? Cu mașina asta de unde el anul trecut, de acolo, din vârf, striga aici este poporul. Cică ce este cu mașina asta? Fiți atenți! Fiți atenți că e interesant! Da, păi să vedem ce-i pe aia. Să vedem, da. Nu, un pic opriți muzica, că e problemă cu YouTube-ul. Ați auzit? Opriți muzica, că e problemă cu YouTube-ul. Adică o vrut să zic, opriți muzica, că eu filmez acum live pe YouTube. Opriți muzica, că am apărut eu, Mălin Bot, să vă întreb ce este cu această mașină. Fiți atenți ce interesant în continuare. Ca să vedeți ce înțelege Mălin Bot prin prietenie, prin unitate. Da? Fiți atenți ce înțelege prin unitate. Da? Bună ziua! De ce ați venit cu platforma asta aici? Nu vreau să discutăm, Mălin. Trebuie să spuneți de ce ați venit cu platforma aici. De ce trebuie să spun ție? Nu mie, spune celor care se uită la noi ca să înțeleagă care e rostul. Nu e adus aici. Pe cine? Pe oamenii care se uită la noi.
Păi, deci voi... Numai mie mi se pare, mă, sau voi m-ați înțeles? Ce este cu platforma asta aici? Păi trebuie să le spuneți la oamenii care se uită. Păi și femeia îi spune, apropo de scandalul cu neamurile lui Dide. Bă, deci să vă uitați la live-ul ăsta, de pe YouTube-ul lui Mălin Bot, da? Într-una merge, ce cu platforma asta aici? Ce cu mașina asta aici? Ce cu ea? Ziceți-mi, trebuie să spuneți, lumea se uită, trebuie să spuneți. Dar pe cine reprezentați? De ce ați venit cu această platformă aici? Deci ce întrebare pune? De ce ați venit cu această platformă aici? Dar în 10 august 2018, cu un an în urmă, da? Uite, îl vezi? Uite, acolo e, stai. Așa. Opa. Uite. Uite. Uite-l pe Mălin Bot. Cum era în 10 august 2018, când era pe Duba lui Dide și se bucura de ea, să strige Mălin, aici este poporul. Bă, dar ce-i cu Duba asta pe care stau eu, de pe care strig? Ce-i cu ea aici? Ce caută Duba asta aici? Cum era să fac așa ceva, Mălin Bot? Ăsta-i jurnalistul independent care zice că, și în campania electorală zicea, nu-i momentul să susținem independenți. Și eu am zis, bă, Mălin, păi zic, de ce ar fi momentul să susțină lumea jurnaliști independenți? Zic, și tu ești independent. Eu vreau să candidez independent și tu ești independent. Păi nu-i tot una că eu sunt jurnalist, eu dacă vreau să uite la mine 10 milioane de oameni. Mălin vrea să facă un pic de scandal, pe urmă se victimizează, uitați-vă ce mă atacă toată lumea, pentru ca pe urmă să intrați pe Patreonul meu. Apropo, acum o să fac o glumă, dar ăsta e adevărul. Bă, ați pățit vreodată să fiți la semafor, să stați la semafor la culoarea roșie în mașină și să vină un cerșetor la voi la geam să vă ceară bani? Ați pățit vreodată? Știți privirea aia cerșetorului când vine la mașină să vă ceară bani? Ia fiți atenți aici. Aceeași privire. Da? Uite, Patreonul lui Mălin Bot. Uite, Patreon, Mălin Bot. Asta e privirea cerșetorului care vine la tine la mașină să-ți cerșească bani. Exact asta e. El o dezbina cel mai mult. Toată societatea rezist. Da? El o dezbinat-o cel mai mult și el îi face pe toți cârtițe. Da? Și apropo de principii, ce principiu e ăsta când Mălin Bot vrea să candideze și apelează la mine, eu îi zic, da, te susțin și strâng semnături și pe urmă când eu candidez și apelez la el și îmi zice că mă susține, nu mă susține. Ce principiu e ăsta, mă? Că Mălin Bot susține principii. Pff, ce vrăjală a venit, el nu susține partide, el susține principii. Pff, votați USR. Astea-s principiile lui Mălin Bot. Singurii oameni cinstiți, onești, cum zice el, sunt cei care îl susțin pe el. Da? Ăia singurii. În rest nu există. În rest toți sunt zombificați și toți sunt scârtițe. Dar mă bucur că am avut răbdare și că n-am făcut răspuns la videoclipul ăsta în aceeași zi în care am primit mesajul, pentru că Mălin Bot a simțit nevoia să răspundă. Oricum a fost demascat, iar oamenii cu cel puțin 2 neuroni activi și-au dat seama despre ce este vorba. Și probabil mulți dintre ei deja știau asta dinainte, dar de-abia așteptam să se dovedească faptul că eu am dreptate, că nu mi-am bătut gura degeaba, sau cel puțin dacă mi-am bătut gura degeaba pentru abonații mei, cu siguranță acum există momentul ăla de răsplată, momentul în care mi se spune, da frate, aveai dreptate. Salutare, dragi prieteni! Încercam și eu să am câteva zile libere de sărbătorile pascale. Din păcate, nu se poate. Pentru că se derulează probabil cea mai perversă și murdară campanie de denigrare împotriva mea pe toate paginile PSD-iste. Vă dați seama, este cea mai mare campanie de denigrare. La fel cum toate campaniile de denigrare, sau așa zisă denigrare, dinainte, erau cele mai mari la rândul lor. În realitate, atunci când te pretinzi a fi jurnalist și mai ales te lauzi cu baza ta mare de fani, cu urmăritorii tăi și cu abonații tăi de pe Patreon care îți dau bani, ești o persoană publică.
Și mai ales pentru că oamenii plătesc pentru jurnalism, iar ceea ce primesc ei în schimb este o țață care bârfește și pretinde că asta este jurnalism, atunci, cu siguranță, nu este denigrare ceea ce ți se întâmplă. Atunci când ești demascat, nu se cheamă denigrare. Dacă asta este denigrare, tu fiind o persoană publică și trădându-ți toate principiile jurnalistice pe care pretinzi că le susții, fiind jurnalist independent, bineînțeles, atunci este denigrare și ceea ce spui tu despre Dragnea sau despre PSD sau despre, nu știu, Traian Băsescu. Absolut tot ceea ce faci tu intră în aceeași categorie, mai ales având în vedere faptul că tu ai și mai puțină clasă. Această denigrare despre care vorbești tu totuși vine la pachet cu foarte multe argumente. Sunt foarte bine argumentate toate cazurile astea în care tu ești, în ghilimele, denigrat. De fapt, tu ești demascat și asta te doare cel mai tare. Pentru că cel mai mare pericol pentru viața ta este să fii demascat. Pentru că asta înseamnă că pierzi abonați de pe Patreon și inclusiv mor de foame. Asta dacă presupunem că ceea ce spui tu despre abonații tăi de pe Patreon este adevărat și nu există conturi care să regleze suma abonamentelor astfel încât tu să primești în jur de $4,500 pe lună, indiferent de numărul de abonați. Pentru că da, ne mai uităm și noi să verificăm, ok? Dar să zicem că este adevărat ceea ce spui tu, dacă ești demascat, asta înseamnă că tu pierzi pâinea de la gură și, bineînțeles, nu o să mai ai bani să o duci pe mititica ta gagică în vacanță, la pădure, unde stați singuri cu masca pe gură. Pe cele mai infecte latrine ale propagandei folosite de Dragnea împotriva maratonului civic rezist, pagini din astea de tipul spune și tu nu rezist, Oana Lovin, celebra prostituată de pe site-ul XXX folosită de către PSD, aripa Tudorache. Haideți să demontăm un alt mit despre așa zisele argumente ale lui Mălin Bot. După cum vedem în acest scurt segment, Mălin Bot folosește adesea argumentația asta ad hominem sau argumentum ad hominem, ca să vorbim și noi limba latină și să ne prefacem că suntem mai inteligenți decât suntem. Argumentele ad hominem sunt atacuri la persoană care nu au absolut nicio legătură cu subiectul discuției. Oana Lovin este o activistă politică, să zicem așa, dar asta nu înseamnă că trecutul ei sau cariera din trecutul ei are vreo legătură cu activismul ei politic de astăzi. Spre deosebire de ea, tu ești o târfă mult mai mare, pentru că ești o târfă politică și te prezinți în continuare ca fiind un om onest și sincer după ce ți-ai cam băgat pula în toți prietenii tăi. Spre deosebire de tine, Oana Lovin și-a acceptat situația după ce a fost demascată cariera ei din trecut și-a acceptat situația cu fruntea sus și de asemenea, atunci când și-a luat amendă pentru că ar fi spus muie Iohannis, ceea ce este doar o părere politică după părerea domnului Iohannis, dar este o părere politică doar atunci când este îndreptată împotriva PSD, atunci când este îndreptată împotriva lui, bineînțeles, este o crimă. Așa că Oana Lovin și-a luat amendă de la jandarmerie. Dar chiar dacă acea amendă era cât se poate de ilegală, Oana Lovin a primit amenda cu fruntea sus și chiar a postat-o pe Facebook spunând că o să o plătească cu plăcere pentru că a meritat. Asta dovedește faptul că în ciuda a tot căcatului pe care tu îl mănânci, în anumite privințe Oana Lovin este mult mai bărbată decât tine. Și asta este dureros, să fii un fel de târfuliță în fustiță pentru partide politice, să te pretinzi a fi un om cinstit și onest și apoi să plângi atunci când ești demascat. Grow a set of fucking balls, pussy. Pentru a tâlhări civic Piața Victoriei, toată propaganda PSD de pe rețele sociale denigrează, mă denigrează pe mine, dar de fapt denigrează întreaga mișcare rezist. Aia era, bă, băiatule, bă. Ca de fiecare dată, Mălin Bot are impresia că el este Mesia. El are impresia că reprezintă
toți oamenii care și-au pus vreodată hashtag rezist pe Facebook sau care au susținut idealurile rezist, de fapt toți acești oameni erau cu botul în suflet și singura persoană care putea să reprezinte mișcarea rezist era Mălin Bot, trimis de către Dumnezeu, de către zeul ziariștilor în sine, a fost uns ca rege al tuturor jurnaliștilor independenți din univers. El a venit să salveze România și oricine îndrăznește să-l demaște este un... cum pula mea le zice mă la ăștia? Infidel! Folosindu-l pe Darius Radu Constantin, Darius de la Arma, care reușește performanța ca după melodia Puie MSD să-și dea puie lui însuși. Coaie, băi coaie, ai share-uit melodia asta la infinit pe pagina ta de Facebook și așa mai departe. Ai susținut acel om care avea muie PSD ca număr de înmatriculare la mașină. Ba chiar nu ai avut nimic de spus atunci când Klaus Werner Iohannis a spus că muie PSD este o opinie politică. Haide să o tratăm ca pe opinie politică. Dacă tu crezi că totul era ok, dacă tu crezi că poliția a intervenit ilegal în cazul acelui om care avea la numărul de matriculare muie PSD, atunci spune-o și tu liber. Pentru că nu este o crimă, nu-i așa? Nu este un cuvânt rău? Nu este ca și cum nu este ceva ce oamenii ar avea voie să spună în public. E muie PSD, este o opinie politică, toată lumea poate să o spună. N-are poliția voie să-ți facă nimic, n-are nimeni voie să-ți facă nimic. Ai dreptul să spui o părere politică. Spune-o în pula mea așa cum este. Dar tu nu. Deși este o părere politică și deși nu este absolut nimic grav cu această expresie și poliția, bineînțeles, a intervenit ilegal în cazul cetățeanului care lucrează în Suedia, continui să cenzurezi această vorbă pentru că știi că mănânci căcat, știi că ai mâncat căcat despre toată situația aia. Muia e muie, spune-o cum este. Adică pe lângă alte lucruri pe care le spui tu, cum ar fi aurolaci zombificați cu creierul mucificat, nu știu, hăbăuci și alte expresii de genul ăsta, să spui muie este fix ultimul lucru rău pe care poți să-l faci tu pe canalul tău. Adică canalul tău este o piscină de căcat. O picătură de pișat într-o piscină de căcat nici nu se observă. Hai spune-o așa cum e măcar o dată în viața ta. Anyway, m-am lungit cu videoclipul ăsta mult prea mult. Mâncat și eu rahat practic, dar îmi place așa să mă descarc când văd cât de prost poate să fie Mălin Bot și cât de norocos este Mălin Bot că România este plină de analfabeți funcționali, atât România cât și diaspora, analfabeți funcționali care îl susțin, îl aplaudă, comentează, programați fiind să comenteze anumite comentarii pe care le repetă fiecare, ca să... Vezi, dragă doamne, se introducă ei în secțiunea de comentarii să zică, băi, ăsta minte, Mălin Bot are principii, are un căcat Mălin Bot. Dar ca și chestia așa, dacă România ar fi fost plină de oameni inteligenți și n-am fi avut atât de mulți analfabeți funcționali, Mălin Bot în momentul ăsta cerșea pe bune, nu pe Patreon, cerșea la un colț de stradă cu o cană de metal în mână zicând, dați un leu pentru un fost jurnalist care și-a ratat cariera că făcea labă în studio sau ceva de genul ăsta. Nu știu, zic și eu. Dau și eu așa cu glume de căcat. Până una alta, linkurile sunt în descrierea videoclipului. Aveți link către primul live al lui Darius. Aveți link către videoclipul lui Mălin Bot, care a răspuns la live-ul lui Darius. Și aveți live-ul al doilea live al lui Darius, care a răspuns la videoclipul de răspuns al lui Mălin Bot la primul live al lui Darius, dacă are sens ceea ce am spus eu acum. Până una alta, vă urez foarte mult ok. Tuturor vă spun că mă ajută foarte mult dacă vă abonați la canal. Luciferia.